medici de familie sunt implicați de foarte mult timp în vaccinarea anticovid. Noi, de fapt, medicii de familie suntem principalii vaccinatori din țară, din Programul Național de Imunizare. Și foarte mulți colegi de-ai noștri sunt deja în centrele de vaccinare și vaccinează. Acum ne referim, dacă e să ne referim strict la vaccinarea în cabinete, din nou, ne dorim să vaccinăm, nu este vorba de acest lucru. Ideal, cel mai bine s-ar potrivi vaccinarea unidoză, așa cum facem cu vaccinul antigripal, este mult mai simplu, vine pacientul când dorește, când poate la noi în cabinet și vaccinăm în momentul respectiv. Problema se complică din momentul în care avem vaccinul multidoză. Deci noi trebuie să desfacem un flacon și în momentul acela, într-o perioadă scurtă de timp, trebuie să vaccinăm 6-10 persoane în funcție de ce tip de vaccin se aduce și câte doze sunt într-un flacon. Deci pentru foarte multe persoane care trebuie să aducem într-un anumit timp, ne este foarte greu să-i mobilizăm. De exemplu, la noi în Alba Iulia avem două centre care merg foarte bine. Un centru în care se merge efectiv la cu AstraZeneca, merge fiecare pacient când dorește, deci nu mai este nevoie de programare, și un alt centru cu Pfizer sau Moderna, în care programarea durează foarte puțin, adică câteva zile, și acești pacienți se pot programa fără probleme și ajung la vaccinare. Totodată, în județul Alba merg foarte bine caravanele. Deci acolo unde nu sunt medici sau foarte puțini medici, se fac caravane și merg și vaccinează, nu știu, primarul organizează astfel încât adună lumea și se vaccinează. Cu alte cuvinte, noi ca medici de familie este foarte greu din punct de vedere logistic să facem o astfel de vaccinare. Repet, nu că nu ne dorim, ne dorim foarte mult să vaccinăm cât mai multe persoane, pur și simplu nu putem logistic să coordonăm acest lucru. Dacă avem vaccinuri cu foarte puține doze per flacon, atunci se schimbă problema. Putem. Dar cu cât este vorba, dacă este vorba de un vaccin cu foarte multe doze într-un singur flacon, aici sunt mari probleme și s-ar putea să avem doze care trebuie aruncate pentru că nu avem suficienți pacienți, repet, în același moment să-mi vină, astfel încât să terminăm toate dozele dintr-un flacon. Și atunci este mult mai bun un centru de vaccinare în care sunt mai, deci pacientul poate să vină de la 8 dimineața până la 8 seara și atunci aceste flacoane odată deschise se pot termina. La noi s-ar putea să avem pierderi și chiar nu ne dorim acest lucru, să avem pierderi. Dacă avem unidoză, este perfect la medicul de familie, putem gestiona fără nicio problemă acest lucru. Deja am semnat contractul pentru vaccinare în cabinet. Deci eu sunt disponibilă în acest sens și mulți alți colegi deja au semnat acest contract, dar repet, logistic, eu încă n-am găsit o soluție. De când am semnat acest contract, mă tot gândesc cum este cel mai bine să fac, cum să-mi gestionez pacienții, cum să-i chem. Pur și simplu eu n-am ajuns la nicio concluzie, pentru că nici pacienții, deși am peste 2000 de pacienți înscriși pe listă, să știți că nu am 5 pacienți care să mă întrebe dacă vaccinez la mine în cabinet. Adică toată lumea știe că există centre de vaccinare, toți știu să meargă acolo, dacă nu reușesc ei să se programeze, vin la mine și programez. Deci ieri am programat, cred că vreo 20 de persoane, foarte rapid, în câteva zile au ajuns la centrele de vaccinare. În consecință, chiar nu găsesc pacienți să vină la mine la cabinet să-i vaccinez și, repet, problema cea mai mare este în același moment, adică în câteva ore să vină mai mulți pacienți la vaccinare. De câteva zile am început toți pacienții care intră la cabinet, vreau să îi întreb odată dacă s-au vaccinat, dacă au de gând să se vaccineze și atunci o să-mi dau seama cam dacă sunt dintre aceia care refuză categoric, am avut și dintre aceștia care au zis, eu cred în teoriile conspiraționiste, ok. Alții mă mai gândesc și atunci începeam discuția să vedem care sunt problemele, ce-i stopează, ce-i împiedică să se vaccineze, vaccinul în sine, nu știu, alte motive. Și cred eu că încet, încet am reușit să le pun anumite întrebări astfel încât să se gândească mult mai serios, să gândească din mai multe puncte de vedere și să ia în considerare vaccinarea. Dar să știți că acest lucru ia timp și noi asta facem de fapt de câteva luni, să întrebăm acești pacienți și să-i motivăm să se vaccineze
și este un consumator de timp. Asta nu înseamnă că nu o face, dar este cu un efort foarte mare. Deci, cu alte cuvinte, noi suntem implicați în vaccinare de mult timp.